Pe scurt, am primit nota 10. După ce am primit nota 2, tati mi-a spus dacă nu primesc un 10, voi rămânea fără calculator. Dar cum eu pot să rămân fără el? Ce o să facă motănașii fără mine? Așa că am decis că mâine merg la școală și răspund. Și să vin doar cu note de 10. M-am uitat prin cărți, am citit și le-am pus în geantă. M-am gândit, man, dacă o să joc o oră, nimic n-o să fie. Așa că m-am pus să joc. A trecut o oră, două, trei. Oh, fuck, deja e ora 1 de noapte, trebuie să mă culc. Ce să fac? Hai că mă mai joc încă una și mă culc. Deci m-am culcat la ora 2 de noapte, m-am trezit foarte obosit, dar trebuie să merg la școală și să vin doar cu note de 10, m-am spălat, am ajuns la școală. 6 hours later. Am primit 3 de 2. Cum, Dumnezeu? Acum cred că rămân fără călcător pe viață. Motănaș, ce să fac? Și am aruncat agenda. Am ajuns acasă, m-am speriat, tati e leșinat, oh my god, asta eu l-am omorât când am aruncat agenda, nu destul că am primit 3 de 2, ci l-am ucis pe tati. Am observat că tati a dat din degete, înseamnă că e viu. Asta e bine, tati s-a trezit. Ce s-a întâmplat? Oh, agenda ta? Haideți să ne uităm ce note astăzi ai primit. Pe scurt, am primit nota 10. Prieteni, haideți să adunăm 6000 de like-uri dacă vreți să știți cum s-a finisat această poveste. Motănași, găsiți unde sunt ascunse logurile Motan Show și scrieți în comentarii la ce minut a apărut. Eu voi alege random câștigătorul din comentarii care va apărea în următorul video. Iar câștigătorul din videoul trecut este acest utilizator. Bravo! Prieteni, nu uitați de like, subscribe și să distribuiți acest video pe rețelele de socializare dacă v-a plăcut acest episod. Miau!